Deoarece încep, se apropie acum, cu toții știm, sărbările de iarnă, care le numesc oamenii sărbători. Vreau să mă uit la acest cuvânt pe care îl găsim în Psalmul 130, și cu care psalmistul zice așa: din fundul adâncului te chem, Doamne. Vreau să vă întreb, dacă psalmistul spune din fundul adâncului, eu vreau să continui, din fundul adâncului inimii, inima mea mărește pe Domnul. Amin. Ana, în urma ascultării rugăciunilor ei de către Dumnezeu, a rostit aceste cuvinte, că inima mea mărește pe Domnul. Și vreau ca fiecare din noi să stăm puțin să ne analizăm în prisma cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu începe Sfânta Carte Biblia cu o familie. În viziunea lui Dumnezeu, cea mai importantă instituție este familia. Și uitați-vă dumneavoastră, Dumnezeu face pe Adam după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și apoi trece prin fața lui toate viețuitoarele Pământului. Și numele pe care Adam îl dădea, el a rămas. Dar pentru el nu s-a găsit nici un ajutor potrivit. Și Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. De aceea am să-i fac un ajutor potrivit. Și Domnul trimite un somn adânc peste el, de acoastă, din coasta lui Adam, și face pe Eva, care este mama tuturor celor vii. De ce fac introducerea aceasta acum? Pentru că avem în vedere sărbătoarea nașterii Domnului. Și mă preocupă foarte mult să precizez aceste adevăruri. Pe Dumnezeu îl preocupa ca cel ce urma să fie izbăvitorul, salvatorul Israelului păcătos, să se nască, să vină în lume printr-o femeie, într-o familie. Dumnezeu vedea și Dumnezeu îi pare rău. Geneza 6. Îi pare rău că l-a făcut pe om, pentru că toate întocmirile gândului omului sunt îndreptate în fiecare zi, din tinerețea lui până la bătrânețe, numai către rău. Și atunci Dumnezeu, pentru neascultarea lui Adam, soție lui Adam, a pregătit mielul care ridică păcatul întregi pe însuși fiul lui, ca să-l trimite în lume, să-l dăruiască ca un dar pentru mine și pentru voi. Și în momentul în care Dumnezeu profețește prorocia din Geneza 3:15, în momentul acela Dumnezeu avea în vedere prima instituție pe care el a fondat-o, a fost familia. Uitați-vă, scumpilor, cea mai atacată instituție la ora actuală de către Satan este familia. Satana știe că dacă un soț și o soție se fundamentați pe temerea Dumnezeu și trăiesc că Dumnezeu ia, copiii lor sunt cu adevărat darul Dumnezeu și copiii lor vor urma pe urmele pașilor părinților lor. Dar dacă familia este desminată, copiii lor care se vor naște și care vor crește, la rândul lor, vor pune în practică vieții lor ce au făcut părinții lor. De aceea, atacurile care se dau la adresa familiei astăzi sunt mai concentrate ca oricând. Vreau să vă atrag atenția, îndatorit am și eu ca bărbat, și soția ca soție, și copiii la rândul lor. Toți avem îndatorit. Satana, pentru că nu vrea ca poporul lui Dumnezeu să fie ca o familie unită, sudată, binecuvântată, caută să facă în interiorul familiei acele rupturi. Și cele mai multe familii apar tulburări, apar scandaluri din nimicuri. Domnul spune că vulpile mici strică viile în floare. Omorâți, da, vulpile mici. Omorâți, da, păcatul care se luptă să ia chip în noi. Domnul spune în Galateni, eu să iau chip în voi. Nu păcatul. Omorâți, dar mădular ca să mă rămân. Curvia, placurvia, necurăția, pofta rea, ochiul rău, hula. De ce? Pentru că altfel vom fi învinși noi. Și cuvântul ăsta inspirat de ziua de astăzi spune, din fundul adâncului. Am ajuns la o concluzie foarte clară.
Nu există păcat pe care îl poate face omul ca dragostea lui Dumnezeu să nu fie mai mare ca păcatul ăla. Nu există. Și acum te întreb, dacă cumva, din cauza că nu ai vigat, ai ajuns să fii pe fundul prăpastii, ai ajuns să fii în mocirlă, în iad, în păcat, în vrădălege, și mincinosul, părâșul fraților tăi, care este diavolul, îți spune că nu mai ai nicio șansă. Nu-l crede. Crede că Iisus Hristos. Iisus Hristos spune că nici un păcat nu-i mai mare ca dragostea Lui. Și El spune clar în 1 Ioan 5, 13, 14, 15, 16, spune clar, dacă a săvârșit cineva un păcat care duce la moarte, nu-i spun să-ți vă rugați pentru păcat, dar pentru păcătos, roagă-te. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste voi. Amin. Pentru că Domnul, dacă noi ne vom ruga unii pentru alții, pentru păcătoși, pentru că El face recomandarea în cartea lui Iuda, acolo spune foarte clar, fie-vă milă de unii, smulgându-i iar din foc, iar pe alții, urând și cămașa, mânjită de sânge. De ce fac această paralelă acum? Pentru că îmi închipui că psalmistul cum spune, din fundul adâncului, păcatul pe care l-a săvârșit din cauza că n-a vegheat, adulterul pe care David l-a săvârșit cu Batșeba, asta e urihetitul, era un păcat pe care David a crezut că dezlată cu vedere. Și după ce l-a săvârșit și a omorât prin sabia fiilor lui Amnon pe Urie, David l-a gândit, l-a uitat Domnul. Prorocul Natan vine la el și spune pilda bogatului și săracului. Ce spune un bogat, avea o turmă mare de oi, săracul avea o singură mielușa pe care o creștea la sânul lui, mâncat din mâncarea lui, așa? Și-a venit la el, la bogat, un călător, în vizită. Bogatul nu s-a îndurat să taie din oile lui. O lua toaia săracul. Și îmi place foarte mult și vreau să fiți foarte atenți și voi. Îmi place reacția lui David. David spune, cel ce a făcut lucrul ăsta să mor. David cunoștea legea lui Dumnezeu. Un om care săvârșește adulter, spiritual, trupesc, în vechime, avea condamnat o mărturie. Și acum el spune să mor. Și doi, să dea patru mei ca de spăgubire pentru fapta lui. Tu ești omul acela. Și în momentul când îi spune tu ești omul acela, mai face o afirmație Natan. Din pricina că tu ai nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Și ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească pe Domnul. Sabia nu se va depărta niciodată din casa ta. Patru prunci din casa ta vei vor plăti cu viața lor pentru păcatul tău. Și David, știm cu toții, în urma acelui păcat, Domnul îi spune când vine, rămâne însărcinată soția lui pe al doilea copil, că l-a iertat și că pruncul ăla este iubitul Domnului, Ieridia. Dar David face o precizare foarte, foarte clară și la asta vreau să spun. Când copilul, primul copil din adulter moare, el a postit să arugă că zic, dacă Dumnezeu se va îndura să se facă bine copilul. Și când copilul a murit, a zis, eu mă voi duce la copil. Dar copilul nu va veni la mine. Adică copilul mers la Dumnezeu. Eu mă duc la el în mormânt. Dar eu nu mai am nădejde că voi ajunge veșnicia Dumnezeu cu alte cuvinte. Și de aceea nu vreau să te riasem că Dumnezeu e îndurător, ci că poți păcătui deliberat. Vreau să te pierd de păcat. Păcatul înfăptuit aduce moarte. Moartea asta aduce separarea. Aduce aruncarea în iadul cu foc. Și acum mă uit la Domnul. Din fundul adâncului, de acolo striga David. David spune, nu mai rămas nimic sănătos în corpul meu. Tot trupul meu este o coptură. În urma nebuniei mele, verificați-vă bine cuvintele acestea. Care din noi nu suntem păcătoși?
Care toți suntem vinovați? Care din noi avem puterea aceasta să recunoaștem că pentru că suntem nebuni, în urma nebuniei mele, păcatul înfăptuit roade ca o cancrenă. În mine nu mai rămas nimic sănătos. Și Dumnezeu îi spune, din pricina că ai făcut pe vrăjmașii Domnului, să culească cuvântul Domnului. Din pricina asta, sabia, niciodată, nu se va depărta din casa ta, ci vei plăti cu 4 porci. Uitându-mi doar cuvântul ăsta, te chem, Doamne, din fundul adâncului, în urma întâlnirii lui David cu Dumnezeu, prin prorocul Natan, în urma mărturisirii pe care el o face în Psalmul 32, el face afirmația, până am tăcut, gemea, păcatul a apăsat grozav, mă mânca. Dar când mi-a mărturisit păcatul, mi-a venit în fire, Dumnezeu a iertat vina păcatului. Înțelege-mă! Păcatul pe care l-ai săvârșit, în știință sau neștiință, nu se iartă tăcând. Se iartă în urma mărturisirii, în urma căinței pocăinței. Uită-te la Doamne și Zacheu, când se întâlnește cu Iisus Hristos și Iisus intră în curțile Lui, în casa Lui, împreună cu Vabe și stă la masă. El vine în fața Lui Iisus Hristos și spune, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau împătrit. De ce face această rugăciune sinceră? Pentru că el știa că au oprit partea săracilor. Știa că pe unii i-a nedepățit. Și acum te întreb eu, vino să-mi fire, care din noi n-am fost ispitiți să oprim partea Domnului? Care din noi n-am dat partea Domnului? Vreau să vă spun, ori de câte ori facem partea Domnului și facem de fapt ceea ce eram dator să facem. Domnul spune, și îmi place mult hotărârea lui Iacob, după întâlnirea lui pe drumul către Padan Aram, când Dumnezeu îi spune, Iacobe, eu sunt Dumnezeu. Eu voi fi cu tine. Eu îți voi purta de grijă. Voi fi cu tine la plecare, voi fi pentru data șederii tale acolo, îți voi da îmbrăcăminte, voi da hrană, voi fi cu tine la întoarce și Iacob se trezește și face rugăciune. Dacă vei fi cu mine. Dacă mă vei păzi, dacă mă îmbrăca, dacă mă încălța, dacă mă vii cu mine la întoarce, atunci tu vei fi Dumnezeul meu. Dumnezeu nu pune nicio condiție. Ce spune, voi fi cu tine. Te voi hrăni, te voi îmbrăca, voi fi cu tine la plecare, voi fi cu tine la întoarcere. Dar eu omul pun condiții. Și acum vreau să vin la acest cuvânt. Când îl chem pe Domnul din fundul adâncului, groapă mai mare, mai mare ca păcatul pe care tu l-ai făcut cu voia, nu există. Păcatul pe care l-am făcut cu voia este groapa cea mai adâncă. Dar Domnul spune că are ochii și urechile asințiți asupra celor neprihăniți. Și când aceștia păcătuiesc, avem la Tată un mijlocitor pe Iisus Hristos, care nu obosește iertându-mă. Și când îmi vin în fire și mărturisesc păcatul, mă pun deoparte de Dumnezeu, îmi pare rău, regret, mă pocăiesc, el se trece și pe jos să-mi ierte vina, să-mi ierte păcatul. Vreau să precizez, nu-ți iartă Domnul vina și păcatul dacă nu te căiești, nu te pocăiești, nu te separi, nu te pui deoparte pe Dumnezeu. Poți să te plângi acolo păcatul? Domnul vrea și reforma pe care Nehemia o face în poporul Israel o începe cu citirea cuvântului a 4-a parte din zi, Nehemia capitolul 9, versetul 3, și altă a 4-a parte din zi, mărturisirea păcatelor. 6 ore, scumpilor, pe zi, citeau Scripturile, 6 ore și mărturiseau păcatele. Reformă! Adică, naștere din nou, mântuire, nu poate avea loc fără mărturisire. Nu poate avea loc fără mărturisire. Mulți caută pe zi spirituale, dar nu încep cu începutul. Începutul este mărturisirea. Și facă Dumnezeu să mă înțelegeți care groapă e
prin care ai găsit, ai căzut, pentru că n-ai vegheat, Domnul, dragostea Lui, nu-i mai mare ca capacie. Uită-te la Iisus Hristos, care spune, eu am venit în lume pentru cei păcătoși. Pavel spune, cel întâi sunt eu. Eu am venit pentru cei bolnavi. Eu n-am venit pentru neprihăniți. Mulți! Ce caută ăsta la vame și dacă eu? Ce caută ăsta în prezența lui Matei? Ce caută ăsta femeia asta păcătoasă? Ce zice acel om când îl găduia și din casa lui țelea cina? Dacă ar fi ăsta probă. Dacă ar fi ăsta, Dumnezeu ar ști cine e asta. Nu știe el cine e ce? Da. Nu știe el cine e eu? Nu știe el cine sunteți voi? Aleluia. Fraților, cui vrei să te dai drept altul? Nevasta lui Ieroboam, trimisă de Ieroboam, n-a zis apropoc proiectul Ahia, pentru că pruncul lor era bolnav. Și Ieroboam îi spune, schimbă-ți vestimentația. Să nu te cunoască că ești soția mea. Prin el am avut prorocia Domnului că eu voi fi împăratul Israel, că voi avea 10 seminții, și du-te, du cu tine niște daruri și el îți va spune ce va fi cu pruncul. Credea el Ieroboam pe proroc. Credea. Doi. Un om care credea pe Dumnezeu prin prorocul ăsta a ajuns să facă doi viței. Unul pus la Dan, altul la Betel și toți oamenii se ducă să închine la viței lui. Și omul ăsta a trebuit la proroc. Ahia proroc care nu mai e venia. A fost înștiințat de Duhul Dumnezeu. Ale. Vezi? Că mâine va intra în casa ta, nevasta lui Ieroboam și se va da drept alta. Vreau să vă întreb. Credeți voi că nu vede Dumnezeu sub hainele voastre? Ba da. Că nu vede Dumnezeu sub prefăcătoria voastră? Aleluia. Posăm în oameni neprăniți, oameni sfinți. Aleluia. Și de fapt suntem niște gunoaie, cratere, în care sunt toate spurcăciunile. Vreau, fraților, să mă înțelegeți foarte clar. Dacă nu ne venim în fire, dacă nu ne recunoaștem vina și păcatul, dacă nu ne căim, ne bucăim, ne putem departe de Dumnezeu, cu niciun chip, nu vă fi mântuiți. Cu niciun chip. M-am săturat, zice Domnul Isaia, capitolul 1. Jertfele voastre, de sărbătoarele voastre, mi-au ajuns o scârbă. Uniți sărbătoarea cu jertfele. Oricât v-ați rugat, nu vă ascult. Pentru că mâinile vă sunt rugite, e sânge. Acum mă uit la Ieroboam, nevasta lui. Ajunge să intre pragul casei lui Ahia. Și Ahia îi strigă, intră nevasta lui Ieroboam! Aleluia. De ce te dai drept alta? Domnul mi-a vestit lucruri grele! Să ți le spun. Singurul prunc din casa ta va fi îngropat. Că s-o vestit și va pune el. Restul, nimiciți și prădați, cum v-ați făcut. Mă uit acum la cuvântul Domnului. Ieroboam a fost ales de Dumnezeu să conducă 10 seminții al lui Israel. În loc ca el să-L caute pe Dumnezeu unde? La Betel. Să-L caute pe Dumnezeu unde? La Gabaot. Cea mai înaltă înălțime unde era cortul întâlnirii, unde era altarul și acolo să ducă șerfă. El credea că dacă poporul va merge la Gabaot, lor părăsești sora unii Roboam, împăratul lui Iuda. Și astfel va pierde conducerea Israelului. Ce-o zis? Bițării. Un om care Dumnezeu îi spune, tu vei fi împărat peste Israel. Nu ești și tu în situația asta? Adică Domnul spune, ești al meu. Dau popoare pentru tine. Ți-ai predat viața mâna Domnului, ai venit pe Dumnezeu. Și când ți se oferă o ocazie, uiți pe Dumnezeu. Îl pui departe pe Dumnezeu. Era o tânără într-o împrejurare care era foarte pocăită. Și tânăra asta îl sluja pe Domnul cu toată ființa ei. Și ea trecea oameni. A ajuns la 26 de ani și vine Domnul întrebări, Doamne, mi-am păstrat fecioria. M-am păstrat curat înaintea ta. Și eu trebuie să rămân fată bătrână? Pentru mine tu nu ai pregătit o binecuvântare? Sau trebuie să te ajut eu în lucrul ăsta să caut eu un fecior ca să mă pot căsători? La răspuns, la întrebările acestea ei, el nu a niciun răspuns. Dar a venit înaintea Domnului printr-un proroc. Și în momentul în care, sinceră, n-a vorbit prea păcut la fraților, a vorbit adevărul.
A spus prorocului, frate, dar asta vrea Domnul? Și prorocul i-a spus, nu! Domnul când a planificat omul, a planificat și ajutor. Domnul începe Sfânta Scriptură cu familia și o finalizează tot cu familia. Iisus și biserica. Iar va fi familie. Și acum, răspunsul meu pentru tine, a vorbit Domnul prin proroc, este că binecuvântarea e chiar în fața ta. Pentru că ți-ai păstrat fecioria, ți-ai păstrat curățenia sufletească, nu știe el, dar Domnul are un timp și o vreme. Și vreau să vă spun, niciodată nu întârzare, niciodată nu grăbește, dar ce dă Dumnezeu? Tu care mă asculți, nu mai trebuie să-ți refuiești. Ea a ales lucrul cel bun. Om pe care Dumnezeu l-a ales. Om pe care Dumnezeu l-a șlefuit. Om pe care Dumnezeu l-a adoptat, l-a abilitat cu daruri ca să formeze o familie binecuvântată. Și astăzi sunt o familie binecuvântată. Dar un alt caz, similar, ea a zis, nu pot accepta ce-mi dă Domnul. Dacă îmi dă Domnul, nu știu. Dacă nu Domnul unul gras. Dacă nu Domnul unul așa. Nu, nu, îl voi alege eu. Și prorocul foarte vizit Dumnezeu la această tânără se spună, verifică-te dacă deții răbdarea lui Iisus. Pentru că ceea ce vrei să faci, numai răbdarea lui Iisus îți va da putere să șlefuiești, să modelezi acest caracter. Și a zis, frate, dar mi-e drag, ne înțelegem și totul. Numai răbdarea lui Iisus te va ajuta ca să-L poți șlefui, dar nu uita, toată viața vei avea un război. S-a mai dat. Și de atunci, tot șlefuiește pe el. Și tot n-a ajuns șlefuit. Din ce cauză? Din cauza că ea nu l-a crezut pe Domnul. Și a vrut ea să se mărite. Și l-a pregătit ea. Și acum trebuie să-l oprească, să-l sune cu lanțul de ea, să-l margă la alte femei. Să nu margă la distracție. Să nu margă la alcool. Să nu margă la lucruri care sunt interzise. Și-a zis, frate, dată la el, dar chiar asta e diferența, asta e. Domnul când îți dă un ajutor, ți-l dă gata șlefuit. Gata pregătit să ducă jugul. Luați jugul meu și sarcina mea, că sunt ușoare. Este bine, zice Domnul, ca orice tânăr să poarte un jug încă din tinerețea lui. Și când te măriți, te însori, de fapt, te înjuci la un juc care n-ai voie să-l pui jos decât în veșnicii. Și acum te întreb, de ce sunt între voi certuri, destinări, lupte? Pentru că Domnul a ales să fie așa? Nu. Nu. Domnul le îngăduie și pe astea. Pentru că vrea să scoată din voi niște perle. Și Domnul spune că pe cine iubește, mustră și pedepsește. Și familiile, ne uităm la unii să punem ce perle sunt. Și ne uităm la alții cine rău și sunt. Ce dezastre sunt în familie. Revin la cuvântul Domnului. Păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Păcatul, odată consumat în relația soț-soție, maleajul ce condamnă la familie, ce condamnă maleajul. Maleajul spune că ei ne socotesc căsătoria. Calcă și rământul. Din cauza asta, el spune, vrea să nu se dumnezească. Relația lor să fie o relație conform Scripturilor. Ce urăște el? Despărțirea în căsătorie. Stau mulți la o altă, s-o soții. Nu despărțiți, le știm. Dar îi despărțiți în relație. Vreau să vă spun clar. Din ce cauză cei doi nu mai sunt una? Pentru că nu i-a unit Dumnezeu. Urmăriți-mă foarte bine. Dumnezeu la o căsătorie spune că El unește. Ce Dumnezeu unește, omul să-L despartă. Și dacă în viața asta un tânăr și o tânără încep cu stâng, adică întâi se cunosc în trup,
Și apoi vin să primească binecuvântarea la altar. Niciodată nu vor fi uniți. Niciodată. Unde e păcatul la mijloc, păcatul acela va fi zid. Și acum ce-i de făcut? Dacă totul s-a ajuns aici și spunem, băi, s-o surat, s-o uitat, bine, s-o surat, bine, doar avansă, nu, nu, nu-i bine. Dar, Domnul Iisus, nu ne-am dat să rupem, le aduci aminte de cuvântul Domnului. Și Domnul, cum scrie cuvântul, este îndurător. Este milostiv și este tăit. În dreptatea lui Dumnezeu, eu înțeleg așa, că pe cel ce vine la Dumnezeu, Domnul nu-i izgonește afară. N-am văzut pe niciun om să fie izgonit de Domnul. El îl primește. Dar pentru păcatul tău, atenție, plătește. Nu canoane, nu canoane. Fii foarte atent. Nu există om pe pământul ăsta să păcătuiască din copiii Dumnezeu ca să nu plătească. Domnul, pentru fapta lui David, a spus, din casa ta nu va ieși sabia. Sabia face prăpăt și vor muri 4 prunci. Din casa ta, pentru păcatul tău, David. Și Domnul spune, va merita pe David. Plătit-o David. Sub soarele acesta care luminează, fiul din corpul lui, Absalom, să se culce cu țiitoarele patului său. Lucruri murdare și spurcate și urâte. Mă uit la cuvânt. A doilea verset din Psalmul 130. Doamne, ascultă glasul. De ce n-ascultă Domnul glasul? Ce rostește în primul rând gura ta? Dacă gura mea vorbește cuvintele lui Dumnezeu, trupul meu este ținut în frâu. Trupul meu este plin de lumină. Din cuvintele tale vei fi introdus în rai sau scos din rai. Cuvintele tale. Și acum te întreb, când te întâlnești cu un frate cu o soră ce vorbești, vreau să intrăm puțin la rugăciune. Ascultate. Ana se ruga în inima ei către Dumnezeu. Nu spunea bărbatul ei. Ce comunica către el, comunica către el. Dar rugăciunile ei erau în inimă. Ea se ruga cu inima. Și când se ruga la Dumnezeu, ei erau plus credeată. Și le-a zis la ea, până când ești beată? Nu, nu, roaba ta nu-i beată. Învărsam focul inimii înaintea Domnului și rugam pe Domnul. Dacă m-a privit spre starea smerită, starea smerită a robei sale și-i va da un copil de parte bărbătească, toată viața lui îl voi închina Domnului. Fraților, să n-ai prunci, să fii steapă și apoi dacă Domnul se va îndura să te o prunci al tăi Domnul. Am și zis, mare puterea de femeia asta. Plină de Dumnezeu era pe femeia asta. Și am zis atunci că ea vedea dincolo de neputința ei trupească, că nu putea să aibă copii, că Dumnezeu îi stare să vedea ei, nu unul, în locul ăla care l-a dat Domnului. Și spune că ea vorbea cu Dumnezeu în inima ei. Doar buzele și le mișca. Mima cu buzele doar. Dar vorbea cu Dumnezeu și vărsa focul inimii. Ascultat a fost rugăciunea ei. Dar vă întreb eu, poți să te rogi la Dumnezeu? Când tu ai păcătuit împotriva Dumnezeu? Nu. Poți. Când vii în fire, îți mărturisești păcatul ca fiul ispititor și spui, Doamne! Înaintea ta! Înaintea cerului. Și înaintea ta. Am păcătuit. Nu mi se cade! Să-mi spui că-s probută. Fă-mă ca pe unul de la casă tăi. Și-o mi-i dăsta în fire, și-o făcut planul, și-o zis, mă duc la tatăl meu. Câți argați ai tatălui meu. Au versul de pâine. El a vrut să se sature cu roșcovele de la porci. Din ce cauză? De străbălarea, păcat, imoralitate, fără de legea, păcat, în final. Și el când își vine în fire, își planifică cum se va întoarce. Vreau să spun un adevăr. Vine acasă. Tatălui îl vede de departe. Pruncul, prima afirmație care o face, Tată! Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Copilul tău, fiul tău. Și apoi vreau să spun mai departe, fă-mă ca pe un argaz, tatăl tăiat, eu plic cuvintele. Și au zis slușilor, aduceți haina, aduceți inel,
aduceți bou îngrășat, tăiați-l. Acest fiu al meu a fost mort, dar a fost aviat. A fost pierdut, dar a fost găsit. Cine l-a găsit? Cine l-a dus pe el în fire? Dumnezeu. Glorificat să-i fie numele. Doamne, ascultă-mi glasul. Samuel, tradus înseamnă Domnul a ascultat. Mă uit la un alt om al Sfintelor Scripturi, ca să ruga Domnului, ca Domnul să-și împlinească promisiunea. Avram. Avram, la vârsta de 75 de ani, Dumnezeu îi spune, ieși din casa tatălui tău, ieși din familie, din vedenile tale, ieși din țara ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu îi face păgăduința din tine, din trupul tău, se va naște un fiu. Numele lui va fi Isaac. Din tine, că Avram bătrân fiind întrebat, Doamne Eliezer, robul meu, el va fi? Nu! Din tine, Avram. Și Avram ascultă de Dumnezeu. Și iese din casa tău său însoțit de Lot. Greșeală. Puntez greșeala. Domnul i-a spus lui Avram, ești tu! Și soția ta, familia. Această neascultare a lui Avram l-a costat 25 de ani de așteptare. Domnul nu și-a împlinit promisiunea asta să-i dea pruncul pe Isaac până când nu s-au despărțit unul de altul. Lot, câmpia Iordanului care a obținut Domnului, și-a întins corturile până în Sodoma. Pe Lot îl interesa posesiunile. Ce desparte pe om de Dumnezeu? O inimă rea și necredincioasă. Posesiunile. Tânărul bogat. Doamne, vreau să fiu mântuit. Ce trebuie să fac? Porcile am păzit. Iisus spune cuvântul. Iisus îl iubea. Dar spune un lucru. Vinde tot ce ai de la săraci, de avea o comoară și apoi, unde lasă-mă? Vându-te-o asta. Nu. Despart posesiunile. Ce-ar putea să mă despartă mie Dumnezeu? Vreau să vă spun clar de tot. Pavel în șiră. Foamea. Lipsurile. Bogățiile. Pe unii despart foamea de față. Pentru un plic de linie, sau își dă dreptul întâi născut. Îl desupăvește. Altul, ca să schimbe piele, spune că nu cunoaște pe Domnul. Că nu este rogul Domnului. Vreau să vă spun foarte clar. Petre a fost cu Domnul 3 ani. 3 ani a văzut semne și minuni. Și în fața unei slușnice, Petru spune răspicat, nu-l cunosc. Câți dintre noi, când trebuia să fim angajați de un angajator, și dacă vă spun întrebarea, ești pocăit? Părinții, câți n-ați făcut asta? Îi mulțumesc lui că din școală am fost supervizat să fiu scos din liceu, din școală, că eram pocăit. Și când mă chemau la ei și mă întrebau, ești pocăit? Da! Dar de care? De la care tremură? De la plin de Duhul Sfânt. Dar eu nu s-a pocăit niciodată. Mai bine la școală și la voi. Și nu mă spune de nici în școală. Armata pentru doar securitate. Acolo ajunge decât oameni fără de zile. Și acolo m-a întrebat ce ești tu, unității. Renunț? Eu? Nu există ăla lucru pământesc. Să mă desparte de dragostea lui. Și el îmi spunea atunci și eu îmi despărțesc. Dar vreau să văd dacă și tu ești ca mine. Și eu sunt pocăiți, părinții mei, dar și eu mă pocăiesc. Și tădeam că el noapte la ceasuri de veche, la rugăciune și la cuvânt. Și ne mai vădam din cuvânt. Altul, în fața unei amenință, ce-o pierdut Petru? Ce te-a temut față? Ce-o pierdut Petru? Nimică. Mințitor. Nu-l cunosc. Alții îi desparte o țarină. Cazul Amania și o Safira. Amania! Dar ce asta îmi spunea lui mie? Ai fiut treba, Zoli, cu cât ai venit doar? Porc. Dar ce-mi trebuie să vă iau? Nu, nu, dacă ești corect, spui cu adevărat. Ai văzut că Anania și Safira s-au înțeles în prealabil.
Și Petru îi spune, cum de v-ați înțeles să mințiți pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu. 5:3. Și apoi spune Petru să stăm. 5:4. Dumnezeu și Dumnezeu sunt egal. Iisus și Dumnezeu sunt egal. Ioan 10:30. Acum te întreb, ce mă poate despărți? Deci că credinciosul nu poate avea nicio legătură cu credinciosul. Căsătoriile doar între credincioși pot avea loc. Te măriți cu unul din lume? Dar e părți spre Domnul, zvora pe nordii. Te însor cu una din lume? Despartă-te de te spart. Nu vreau să vă plac vouă, vreau să-i plac lui. Dar cuvântul ăsta, am făcut această paranteză pentru că vreau să intru la cuvântul ăsta. Doamne, ascultă-mi glasul. Voi credeți că Dumnezeu a spus rugăciunea? Da. Domnul nu a spus rugăciunea în orice circunstanță. Mulți ar vrea ca Domnul să le încuvințeze traseul pe care ei pot să-l urmeze. Domnul spune în cartea de Deuteronomiu 29:30 că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, iar lucrurile descoperite sunt ale oamenilor. Vreau să vă întreb, știe Dumnezeu tot? Da. Cunoaște Dumnezeu traseul tău? Da. Viitorul tău? Da. Înainte să te naști, să fii o zi din ele, de viața ta, El cunoaște traseul. Da, spune clar. El lasă libertate fiecare om. Alege. Dacă mă slujești, urmează-mă, pe voia mea, gândește pe meu. Mă uit la Doamne, ascultă-mi glasul. Când vin la această frază, Doamne, ce înseamnă asta? Că îl recunosc pe El, că domnește în viața mea. N-ascultă Domnul. Fiți foarte atenți. Pe cei în care Domnul nu domnește. Nu-i ascultă. Să fiți foarte clar. Deci să nu îndrăznești să-i cer ceva că nu te ascultă. Domnul, 1:3-12, are ochii și urechile deschise asupra celor necredinți. Și când strigă aceștia, ce face el? Le răspunde din cer din locul locuinței. Și mă rog în clipele acestea, rugăciunea lui Solomon de la Sfinția Templului la Ierusalim. Ochii tăi, urechile tale, să fie deschise de acum asupra locului acestuia peste care este pus numele meu. Ascultă-i din cerul! Amin. Din locul locuinței tale. Ascultă-i și iartă-i. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă noi locuiește Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vine în viața mea prin Duhul Sfânt. Și acum când spui cuvântul ăsta, Doamne, ascultă-mă, verifică-te, domnește Iisus în viața ta! Pentru că dacă Iisus nu domnește în viața ta, El spune că oile lui îi cunosc glasul, nu se duc pe glas străin, iar El își cunoaște oile, oițele, mierșenii, vreau să te întreb, când ți-a fost scris numele în cartea vieții? Când? Atunci când ai declarat în apa botezului pe Iisus ca Domn și Mântuitor al sufletului tău. Tâlharul de pe cruce îl roagă pe Iisus să vrei Domn și spune, Doamne! Când devenim împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Astăzi îți spun, deci fii cu mine? Cum? Ăsta nu vă plac la evar. Nu. Ne-am născut biologic în nelegiuire și în păcat. Și Domnul vrea să domnească în viețile noastre. Hai să-i întreb acum la domnia Lui în viețile noastre. Când devine Domnul, Domnul meu și Mântuitorul meu? Când? Când eu am murit față de lume, față de eu-l meu, când eu trăiesc, dar nu eu trăiesc, trăiește Domnul în mine. Alina. Atunci, cuvintele mele exprimă dragoste, bunătate, pace, înfrânare, credincioșie și mai departe, roada Domnului Sfânt. Dacă ești locuit de Dumnezeu, ești propriul Dumnezeu, cere orice vei vrea în numele Lui după voia Lui, El te ascultă. Cuvântul spune că celui ce cere, celui ce bate, celui ce caută, ce va să omul? Îi răspunde, nu? Îi dă. Îl binecuvântează. Dar vă întreb, voi care sunteți răi, știți să dați cum? Da.
dar în bune copiilor voștri. Cu cât mai mult, Dumnezeu va da Duhul celor ce-L cer. Ai Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu se plinește când te botez. Duhul Sfânt se plinește în rugăciune. Când perseverezi în rugăciune. Mă uit aici. Doamne, ascultă-mi glasul. Glasul meu. Vorbește numele Domnului. Că rostesc numele Lui. Trebuiește să mă depărtez de fărădălege. Vreau să mă întreb. Vorbești orice? Glumești? Nu-i Domnul. Fii lui Lot, jinele lui? Că Lot le spune, trebuie să ieșim din Sodoma. Că Domnul are plasă să nimicească Sodoma cu foc și cu ceasă. Nu-l ascultă. Credeau că glumește. Cum te percep copiii tăi în familie? Am ești sigur că ce spune tati, spune Dumnezeu prin tati. Și așa mă știu întotdeauna. Nu mi-am permis să glumesc. Cum te percepe soțul sau soția? Fraților, vorbirea noastră să fie dreastă cu sal. Amin. Vorbiți între voi sal, cântări de laudă, imnul de mulțumire. Vorbiți între voi cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul Dumnezeu este mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Când vorbești cu Dumnezeu, de fapt, te-ai separat de păcat. Doamne, ascultă-mi glasul, prima condiție, să rugați Dumnezeu să fii puterea Dumnezeu. Doi, să ia aminte urechile tale. Dar urechile mele au luat aminte. Aleluia. Când tu îmi strigai, întoarce-te! Aleluia. Copii scumpi, frați scumpi, surori scumpe, vreau să te întreb, de câte ori te-a strigat Iisus pe lume? Aleluia. De câte ori te-a rugit Iisus în urechea sufletului? Și te-a spus calea pe care mergi, mergi la ea! E o cale care duce la pieire. În calea lui Balaam trăiește Domnul. Și spune lui Balaam, Balaam, calea pe care mergi duce la pieire, oprește-te! Banii, darul lui Balac, l-au făcut pe Balaam să ne socotească cuvântul Domnului. Și Balaam merge cu oamenii primiși al lui Balac să blasteme pe poporul Israel, aflat în război, la Baal-Peor. Și acolo, Moab, și acolo Dumnezeu se descoperă în noi și spune, Balaam, nu cumva să-i blestem că sunt binecuvântați. Aleluia. Și găsim Biblia că el, în loc să-i blesteme, binecuvântă și totuși moare. Din ce cauză? La Dumnezeu contează! Primul cuvânt. Și eu spus Dumnezeu lui Balaam când a venit oamenii lui Balac la el. Nu cumva să te duci cu ei! Mă întreb acum. De câte ori ți-a strigat Domnul în urechea sufletului și a zis calea asta n-a apucat pe ea. Că duce la pieire. Și tu n-ai luat seama. Gustul tău a primat. M-a interesat să fac gustul meu. Să mă simt eu fericită. Fericit. Cum să ascult eu urechea Domnului când eu nu l-am ascultat? Domnul spune în cartea 1 Samuel 15, 23, 24, 22 când Samuel vine la Saul și spune ascultă, Saul. Îi plac Domnului mai mult ardere de tot decât ascultarea? Ascultarea de Domnul face mai mult ca ardere. Pentru că ai nesocotit. Pe Domnul, ia de peste tine. Și doi, ești nimic. Mă uit acum la cuvânt. Să ia aminte urechile tale. Vreau să te întreb, dacă eu n-am ascultat de glasul Domnului, Domnul va lua aminte la strigătul meu? Nu. Domnul spune că ascultă de ai lui. Răspunde la ai lui. Le vine în ajutor la ai lui. Pentru tine dau popoare. Domnul spune că n-amestecă dulceața cu mărăciunea lumea cu întunericul, lumea cu întunericul. Dacă ești al lui, poți să cadă 10.000 la dreapta. De tine să atingi. De ce? Că ești lumina ochilor lui. Ești urechea lui. Când Domnul strigă, când a mers Samuel, când este glasul Domnului la Eli și a zis, iată-mă, m-ai chemat. Și Eli, bătrân slujitor,
nu știa că îl chema Domnul. Și mergea pe la oală, realizează că îl chema Dumnezeu pe Samuel. Spune-i dacă mai va veni glasul! Răbdaște, Doamne, că șurubul tău ascultă. Vă întreb acum, cunoașteți glasul Domnului? Glasul lui nu iese din Scripturi. El strigă prin Scripturi! Pocăiți. Amin. Și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor. Apoi veți fi botezați cu darul Duhului Sfânt și veți fi mântuiți. La această predică a locului după 50 cime, când toți cei 3000 au ridicat glas și au spus: fraților! Ce să facem? Fapte 2, 3, 7. Pocăiți-vă! Și dacă spune acum, pocăiți-vă! Trebuie să ne pocăi! Amin. Să suntem pocăiți! Domnul să ne ajute! Amin. Doamne, ascultă-mi glasul, să-i aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Am îndrăzneală să apelez la îndurarea Dumnezeu, dacă la rândul meu am răspuns la glasul lui Dumnezeu. Când Domnul spune, du-te, nu mai stau pe gândul. Când îmi spune Domnul, du-te, mă echipez și mă duc. Și pe Domnul întreb, ce trebuie să spun? Acolo pe loc îți voi da cuvintele. Nu vei mai vorbi tu. Va vorbi Duhul Sfânt. Ne împărtășim în fața oamenilor la judecăți. E trebuie urcat de pe noi că ăla de fața noastră e judecător. De ce? Că vrem să cumpărăm primiciunea noastră de tată. Nu merge. Că merg cu dreptate față judecătorii pământesc. Nu trebuie. Nu-ți tremură glasul. Dacă mergi să cumperi dreptatea, te vine și dacă e mințul acolo, bine, te-a înțelege, nu-ți apui. Nu, nu-ți cumpă acum. Pierzi. Că Dumnezeu e o pușcă judecător. Rolul lor! Nu deja poartă să avea, ci teme-te de ei. De ce? Că nu fie opus ca să slujească pentru Dumnezeu. Și acum te întreb, tu care zici că ești copil de Dumnezeu, mergi să cumperi dreptatea prin minciuna? Păzește. Teme-te! Că minciuna, Dumnezeu zice că mincinoși și ei trăiesc minciuna, unde -s? Afară. Nu sunt templu. Nu sunt rai. Sunt afară. Afară sunt câini, curbare, pe coarna, arați, domiții, mincinoși și trăiesc minciună. Și practic minciuna. Cu adevărat, când spui tu adevăr? Noi acum spunem, Hristos s-a născut. Adevărat s-a născut. Verifică-te! S-a născut Hristos să ne asta. Păi dacă s-a făcut, nu zi! Nu zi! Chiar dacă ești bătizat de nată. Pentru că nașterea din nou nu-i procesul care se face la Dumnezeu. Nu, nu. E un proces de lumea, de viață. Și ne vreau să fiu foarte sincer. Dacă spun Hristos s-a născut, pot spune că vreau să născut pentru că în mine trăiește, locuiește, mă călăuzește, mă conduce. Eu merg condus de principiile Lui. Pentru mine și mai important este mai întâi căutarea împărăției și neprihănirii. Și apoi, aluate, vin ele pe deasupra. Dar nu compromit prin niciuna. Ia aminte la glasul celor mele. Ia aminte. Deci, prea, Doamne, ascultă-mi glasul. Doi, să ia aminte urechile tale. Și trei, la glasul cererilor mele. Oile cunosc glasul păstor. Cum să îndrăznesc eu să apelez la Domnul când eu pe Domnul nu l-am făcut Domnul meu, ci Mântuitorul meu. Nu l-am făcut turnul de scăpare, ci dăsuia mea, adăpostul meu. Cum să în ziua încercării, toți parem neferiți. Când suntem încercați, suntem bolnavi, vrem să câștigăm bunăvoința fraților și a Domnului prin prezența noastră aici, chiar și în cârci. Și vrem să pozăm în niște oameni cu cernici, temători, pe cine le ducăci. Pe el? El cercitează inima și rămâne. El pătrunde cele mai adânci simțăminte. Crezi că nu știe el ce e în tine? Vrei să-i cumperi bunăvoința să te vindeci ca să mai poți sta pe din afară încă câțiva ani până este tânăr. Sau tânăr. Și apoi când o fi bătrân, dacă o-i trăi, mă întoarci și bătăi ce fac, am promis odată. Voi nu realizați că atunci când îi promis lui Dumnezeu, aleluia, că vrei să fii al lui Dumnezeu, el vrea ce lucru stancat. El deschide niște cărți la joași de căsă.
Și nu te va condamna până ce nu scrie. Până ce scrie. Și atunci zice, hai pace! N-ai zis tu în suana casului că de-a sunt tot apocăiești de sușes. Unde-s? Ce ai zis? Cuvintele tale. Plecați, plecați-o, aruncați-o unde? Foc cel ca așa. Păzei. Cuvântul pe care vă vorbesc nu e al meu, este al lui. Bă, ce-am făcut aceste ordini în viață? Mai bine, psalmistul, la un adevăr, dacă ai păstrat, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în viață? Psalmistul vine și spune, să gândi așa cum am făcut. Dacă el nu mi le-a aruncat, nu mi le-a aruncat fără uitări. Păcatele mele sunt așa de grele și de multe, încă nu există. Dar întrebarea asta, dacă ai păstrat, păstrează Dumnezeu! Păstrează. Chiar dacă s-a uitat păcatele, păstrează. Să fii foarte atent. La judecată, spune că fiecare va fi cântărit. Și dacă va ieși greu, va trece. Dacă va fi desfășor, va pierde. Te întreb eu, faptele pe care le faci în viața care trăiești contează? Aleluia. Credința. Ce har mântuie. Dar pomul după ce îl cunoști? Rate. Și acum te întreb, este nevoie să facem fapte? Din faptele tale. Yes, dacă ești al lui sau nu ești al lui. Dar pune întrebare. Dacă ai păstrat, Doamne, în Cartea Evreilor, capitolul 8, 12, spune că Domnul vorbea. Mă uit la cuvânt să-l citesc exact. E foarte important să nu lăsăm cuvântul să meargă așa. 8, 12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte păcatele și vrădejele lor. Promisiune pe care face Domnul. Acum uit în cuvântul Domnului din Psalmul 130. Dacă ai păstrat, Doamne, aducere la minte a nelegiuirilor, cine ar putea să înceapă? E așa. Dacă Domnul mi le-ar ține în cârcă, dar ce face Domnul primul lucru? Îmi ridică păcatul. L-aruncă unde? În marea uitării. Nu-și mai aduce aminte de el, dar la judecată. Vor fi scoase la interval. De ce? Pentru răsplătire. Unii vor străluci ca soare, alții ca luna, alții ca stele, conform cuvântului din Daniel, capitolul 12, 1, 2, 3. Și vreau să vă întreb, cei ce învață pe alții vor străluci ca stelele. Și între stele, spune Domnul, că va fi deosebire. Domnul să ne ajute să înțelegem. Amin, amin. Cine ar putea sta în picioare? Dacă ai păstrat, Doamne, nici unul de noi. Nici unul din noi. Trebuie să ne venim în fire. În momentul în care ne-am venit la Iisus Hristos, păcatele pe care noi le-am săfășit cu voia în viața noastră, fără de voia. Dar pentru că înțeles, toate sunt cu voie. Nu există fără voie. Toate sunt cu voie. Toate sunt cu voie. Dar noi obișnuiți ne rugăm și cele care le știm, care sunt fără voie. Nu există. Când spui păcat, păcatul e cu voie. Nici unul nu poate spune că când a furat, n-a vrut. Când a curvit, n-a vrut. Când a mințit, n-a vrut. Când a lăcomit, n-a vrut. Când vă mântu, profu. Dar știți să facem de tot? Dau un caz exact, care dă și Biblie. Merg în pădure, la pietrele. Cum frate, extraordinar de mult. Și scade topor de codă și cade ca pe peratinul și moară. E clar, n-ai vrut. Cel și cerșează inime și arunții Domnului. Deci, noi frate știm că era spre. Da? Și acolo că-s toporul și te lovește omul. Am spune că ai păcat care nu l-ai vrut. Dar restul vrei. Mă uit acum la cuvântul ăsta. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea la cine ar putea să aduce la Doamne. Dar la tine este iertare. Când vin la Domnul, fapte 17:31, ce spune? El nu ține în seamă. Vremurile de neștiință. Ci poruncește acum de oameni pământ, ce să facă? Să se pocăiască. Pentru că rânduind o zi, în care fiecare va trebui să dea socoteală în fața cui? Omului care e în scopul acesta, care îi place îndurarea, care îi place să ierte. Și acesta este Iisus Hristos. În Evrei 7:25 zice că lui îi place să mijlocească. În cer, la dreapta Dumnezeu mijlocește Iisus. Slavă.
noi mirosea și Duhul Sfânt. Doi se care mijlocesc. Te întreb, ai garanții că dacă vine Domnul Iisus Hristos acum, îți petreci veșnicia cu El? Eu am. Ce mă face să spun asta? Nu mai am somn. Asipire ochilor mei de Domnului. Mă scol noaptea de vreme. Mă pun seara târziu. Nu obosesc să alerg să mă întâlnesc cu El. Și în fața lui să-i spun, te iubesc. Aleluia. Și El îmi spune, mai spune. Te iubesc, Doamne! Aleluia. Mai spune. Îi place să-i faci declarații. Vreau să vă întreb, îl iubiți? Aleluia. Când i-a spus ultima dată, te iubesc? Fraților, mireasa așteaptă de la mirea acest cuvânt. Mirele așteaptă la mireasa acest cuvânt. Și Domnul așteaptă la noi. În fiecare zi mă pui spun, te iubesc. Și este rugăciunea mea, care toată rugăciunea mea este te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și El spune, mai spune. Aleluia. O șecare. Aleluia. Duhul Sfânt. Aleluia. Suspină și mă învață să mă rog cu suspine negrăite. Aleluia. Că nu mai am cuvinte să mă rog, mă învață Duhul Sfânt. Aleluia. Duhul Sfânt. Peste mine, mine. Prin Duhul Sfânt din mine coboară Iisus în viața mea. Aleluia. Iubitul sufletului meu. Iubitul meu pe care îl urmăresc în fiecare zi. Toată lauda, cinstea, onoarea este cuvinte doar Lui. El merită slavă. El. Înveți. Și în momentul când o dai Lui, El te copleșește cu slavă. Și în momentul ăla simți că ochii varsă lacrimi și gura vorbește cuvintele Lui. Vorbesc în alte limbi, vorbesc taine cu Dumnezeu. Satana nu cunoaște taine. La când are acces, fiți atenți, că au pe mulți că nu știe diavolul, bă, ți-l știi. Ți-l știi. Nu vezi că acipul te pui pe genunchi roși și îți mută gândul. Te duci la grădină și la animale și la aragaș și la foc, le-ai lăsat acolo pe acasă pornite. Nu, nu. La Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt, n-ai să până acces. Când te roși prin Duhul, vorbești tare. Și cum mă uit aici la tine? Acum, Domnul, dar la tine este iertare ca să fii de temut. Cu alte cuvinte, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Vreau să mă întreb. De ce mă tem de Domnul? De botă? Nu ai așa, mai aici. Mă tem de Domnul pentru că iubesc. Adică, frica asta de Domnul trebuie să însemneze compasiune pentru legile Domnului, pentru păzirea legilor Domnului, pentru împlinirea lor, pentru umblarea în credincioșia Domnului. Domnul condiționează mântuirea mea și a voastră, copilor, de păzirea cuvântului, de împlinirea cuvântului și de umblarea noastră în credincioșia Domnului. Poți să știi Scriptura, dacă nu păzești, ești zero. Poți să te rogi, dacă nu faci voia Lui, zero. Poți să cânți, poți să prezi, poți să procești, dacă nu faci voia Lui, zero. Și acum, verifică-te puțin. N-ar fi tragic ca Domnul nostru și să zic că Domnul te cunosc. Mă cântăresc în fiecare zi. În fiecare zi mă pun în sinceritatea Lui Dumnezeu și Doamne, după ce am vestit la Evanghelia, să nu mă trezesc să fiu rău însu nepădat. Și stau cu El la verificare. Și când mă verific în El și fac, îi spun, dacă mă iubești și dacă eu te iubesc, voi păzi cuvântul tău. Cuvântul tău este viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singur pe Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și vreau să întreb eu, mă cunoaște Dumnezeu? Mă cunoaște Iisus? Iisus mă cunoaște. Și când îl cunosc ceva, păsesc cuvântul și îl împlinesc. Și mă iubește, părâncile lui sunt grele. Trebuie păzite cu sfințenie. Domnul să ajute. Amin. Eu acum la un adevăr, eu nădăjduiesc în Domnul. Sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Credința nu-i nădejde. Nădejdea nu-i credință. Dacă crezi, poți nădejdui. Poți. Dacă nu crezi, deja va nădejduiești. Și ca să crezi, trebuie să fii întâi. Cel ce-a rămas credincios și drept. Să zice păcatul lui întregi. Cel ce vedem în credință în calvar, a spus, Tată, în mâinile tale închizez Duhul. Aleluia. Și-a plecat ca într-o parte și-a plecat. Și acesta, când a plecat, n-a rezistat capatelează de-n templu. S-a rupt perdeaua de sus până jos. S-au zguduit stâncile de la locul lor.
Sutașul aflat în mers la apropierea crucii a exclamat cu adevărat: acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. Morții care au murit în Domnul au fost date la o parte, stâncile și-au înviat și s-au dat încetate la învierea Domnului. La înviere. Deci au înviat, dar n-au mai încetat decât când a înviat Iisus. De ce? Iisus este învierea și viața. Iisus, pe cine îl atrage Iisus la Tatăl, este mântuit, pe cine nu, nu. Mulți dintre noi cred că noi venim la Dumnezeu. Nu, nu. Trebuie să fim atrași. Și atragerea face Dumnezeu prin Iisus. Iisus este ușa. Iisus este calea. Iisus este adevărul. Iisus este păstorul cel bun. Iisus este calea, adevăr și viața. Și vreau ca fiecare să înțeleagă că Iisus în noi nădejdea slavii. Mărire Lui. Eu nădăjdesc în Domnul, sufletul meu nădăjdește și aștept cuvința Lui. Și acum duc la departajare puțin a trupului și a sufletului și o găsim scrisă în Cartea Evreilor, capitolul 9, versetul cu ăsta voi încheia, 9, 13 și 14. Voi citi sacadat ca să vedem diferențierea. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușelor de vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, ce făcea legea mozaică? Curățea trupul. Curățea trupul. Dar ca o să ne dăm, 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeu cel viu. Ce face sângele lui? Curăță cugetul. Vechimea acoperea păcatele. Noul Testament curăță păcatele. Dar să vă atenți, în vechi se făcea curățirea trupului, în nou se face curățirea cugetului. De unde vorbește gura? Din Hristosul inimii. Ce vorbește gura? Ce e inima? Ce mă întreb eu? Dacă Domnul n-ar curăți inima noastră, vorbi oar gura prostii? Tătă ziua. Dar în momentul când Dumnezeu curățește cugetul nostru, nu? Deci că încă din copilărie, din pruncie, toate întocmile gândurilor sunt de la tine. Ei, cugeți. Vreau să te când cugeți, la cine cugeți? La Dumnezeu. Domnul să ne iubeze. Mă opresc la versetul Evrei, capitolul 12. De multe ori cităm în ăsta, dar nu pot să trec. Parcă Dumnezeu mă pune acum să-l dau și mă, da? Versetul 12, ce tot să fac? Dar la ea și fiecare din voi. Hai să vedem. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne împrășoară așa de lesne. Și să alergăm cu sărință în alergarea care stă în față. Din ce cauză? Răspunsul găsim în Evrei 12 cu 3. Uitați-vă aici, partea a doua a versetului. Ca nu cumva să vă pierdeți inima și să trăiți că este o oboseală în sufletele voastre. Ca nu cumva să vă pierdeți inima. Eu ce să fac? Să dau la o parte. Ca nu cumva, păcat pe care nu dau la o parte, să-mi pierde inima. Cine este inima mea? Iisus. La inima mea mărește pe Domnul! Amin. Dar când pot spune lucrul acesta? Când Domnul este în templul lui cel sfânt. Nimeni nu poate rosti numele Domnului dacă de El nu crea și Domnul. Prin Duhul Sfânt spune lucrul acesta. Ne ridicăm și mulțumim Domnului. Să răbim numele Tău.